Salut, aici este un YouTube API demo unde ne putem uita ce ne poate oferi YouTube API prin intermediul câtorva clicuri unui request HTTP. În acest video ne vom uita la ce ne poate oferi despre un user și comentariile unui video. Vom începe cu comentariile care sunt aici, comments query, pe care ne va întreba video ID. Vom da acest video ID de aici și vom pasta. Dacă nu știu ce să la un ID, îți voi arăta imediat. Vom lua un video la întâmplare și dacă te uiți în adresa linkului avem watch semnul întrebării v egal cu și până la acest semn acesta este ID-ul videoclipului. Ok, de fapt hai să luăm pe acesta, vom pune aici numărul de comentarii, îl vom pune 50, default este 25 dar maximul este 50. Vom folosi API version 2 și developer key nu este una necesară pentru comentarii. Și ca format vom da JSON. Acesta este linkul pe care noi va trebui să-l accesăm fie prin PHP, fie printr-un browser normal pentru a lua acele comentarii. Vom da accesați acest link și odată ce extensia își face treaba, avem acest cod. Prin acest cod nu sunt doar comentariile, ci sunt și o grămadă de gunoi. De exemplu, aceste linii sunt gunoi. Și comentariile ar fi pe undeva pe aici. Avem, de exemplu, acesta este un comentariu, iar aici este titlul, care este, de fapt, același content ca la comentariu, același comentariu, dar cu punctele astea. Apoi avem alt comentariu, care este aici, la fel, content. Și pentru a lua acest comentariu, te vei uita în partea de jos a ecranului și vedem că avem feed.entry.indexul comentariului.content.$t. Ok, și în acest JSON sunt aceste comentarii. Pare o pagină destul de mare, dar asta din cauza extensiei, dacă ne uităm în sursa paginii fără extensie, adică este o pagină destul de mică. Ok, acum hai să ne uităm la ce date îmi poate da mie YouTube API-ul fără a fi logat despre contul meu. Vom merge la users, vom da get și la user ID vom da user ID-ul meu, adică numele contului, folosi API version 2 și avem acest link de aici. Acum rezultatul este unul XML, pentru că nu avem o opțiune de aici, va trebui să facem noi manual, adică dacă ne uităm aici, avem acest query, alt egal cu JSON. Dacă ne uităm mai înainte, avem și acest semn întrebării. Am scris semnul întrebării, alt egal cu JSON și vom da Enter. Și aici sunt date despre contul meu. Când ne uităm, spune ce sex am, ce locație am, care este durata celui mai mare video, când am accesat ultima dată internetul. Da, accesat în 2011. Am 130 de subscriberi și alte informații, inclusiv thumbnail-ul pe care l-am acum. Aceasta este adresa unde poți experimenta tu mai multe despre YouTube API, gdata.youtube.com/demo/index.html. Și în cazul în care vrei să ai acces la toate aceste porți, va trebui să creezi un developer key și va trebui să urmezi probabil acest ghid de aici. După, de exemplu, vei putea face un upload prin PHP sau chiar să ștergi unul. Dar, după cum am zis, îți trebuie neapărat acest developer key. Dacă dăm acum submit, undeva spune că user authentication required. Adică nu sunt logat pentru că nu am niciun developer key. Putem să punem unul la numerală și se va adăuga aici, însă tot aceeași este unul invalid.